Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre de guvern care modifică și completează o hotărâre mai veche a executivului datând din anul 2011 și care stabilea sancționarea contravențiilor la normele în domeniul sănătății publice. La ora actuală, unele abateri sunt sancționate cu amenzi stabilite în urmă cu peste un deceniu, în timp ce pentru alte abateri, de la respectarea unor prevederi care țin de domeniul sănătății publice, nu sunt prevăzute deloc sancțiuni. Proiectul de act normativ stabilește, printre altele, amenzi pentru spitalele care nu asigură aparținătorilor posibilitatea de a face vizite și acces la datele despre starea rudelor internate, sancțiuni pentru medicii care nu respectă schemele de vaccinare, precum și pentru nerespectarea normelor de igienă din unitățile de învățământ preuniversitar. Pasibili de amenzi vor fi și managerii care nu se asigură că pacienții au acces la servicii medicale și în lipsa unui test privind infecția cu SARS COVID-2, dar și laboratoarele de analiză care realizează analize privind calitatea apei și care nu informează autoritățile cu privire la neconformități.